Asta e o poveste de înconjurat planeta, cu doi oameni tari inferentari, Ionut și Nicoleta. El actor cu ștate vechi, inventiv ca MacGyver. Deja se vedea în Dangerous Minds, un fel de Michelle Pfeiffer. Iar elev în generală la 136, nu-i ardea de comedii gen Constantin Tănase. El venise voluntar să predea cursuri de teatru și dintr-o clasă de 30 și-a găsit vreo 4. Nu-i nimic, s-a gândit, sunt actor de meserie, voi găsi soluția să fac cu mare șmecherie. Dar Nicoleta nu i-a spus, deși era clar că știe, că din aia 4 vreo 2 nici nu prea știau să scrie. La cei 12 ani a ei viață grea și fără bani, văzuse și trăise mai multe ca mulți de 40 de ani. Așa că ce s-a gândit Nicoleta, că-i fată deșteaptă, că Ionuț îl vede azi prima și ultima dată. Și de aici la modul epic, rămânând pe fir, a hotărât să-i dea cu flici și să-l trateze în sictir. El văzând că planul de acasă nu-i la fel cu cel din târg, a hotărât să nu cedeze și a început munca cu sârg. Nicoleta vede ambiția și atunci îi adună stivă pe toți la clubul de educație alternativă. Rând pe rând Ionuț îi cunoaște și câștigă și pe Nico și pe Coman și pe Toto și Mitică. 4 ani de zile și pe partea alba colii, să așterne cu succes povestiri din curtea școlii. Partea frumoasă e că trebuie să zic de fel, și el i-a câștigat pe ei, dar și ei l-au câștigat pe el. Și mai mult decât atât, ca într-o frumoasă ferie, de aici s-a născut și o mare și o sinceră prietenie. Dar de ce am spus toate astea, fiindcă trebuie să se știe că acum Playhood e ca untul pe felie. Povestea asta e dulce ca esența de vanilie. Playhood nu-i doar o trupă, Playhood e o familie. Dar pornisem de la Ionuț și Nicoleta, care pe 6 octombrie au o mega aniversare. Practic acum și tu trebuie să știi că amândoi sunt născuți în aceeași zi. Așa că de ziua lor să fie de bon ton, de vrei să-i cadoristești, dunează acum pe galantom. 6 octombrie, zi mare, de zici că vine Paștele. Nicoleta și Ionuț și-au donat ziua de naștere. Nu risipi, banii nu-i arunca în derivă. Cadoul tău pentru ei e o donație pentru clubul de educație alternativă. Asta a fost! Ultima a fost bună.